Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă dinaintea partidei CFR Cluj, Poli, Iași, joc programat sâmbătă la ora 19, în deplasare pentru echipa noastră. Suntem reprezentați la conferința de presă de antrenorul principal Emil Sândoi și de jucătorul Rare și Spas. Ca de obicei, primul are cuvântul antrenorul principal. Vă rog, domnule Sândoi. Bună ziua! Da, ce aș putea să spun, tot așa întâlnim un adversar de calibru. Pentru că CFR-ul, mai trebuie să mai reamintesc eu performanțele pe care le-a obținut în ultimii ani antrenorul, pe care l-are lotul de jucători, iar la fel cu jucători cu deosebită experiență, jucători cu trecut de maturitatea sportivă. E adevărat, cred că în ultima perioadă a fost așa o conjunctură defavorabilă pentru ei și poate de asta rezultatele n-au fost pe măsura așteptărilor. Dar în rest trebuie să recunoaștem că au un lot foarte valoros pentru campionatul nostru. În ceea ce ne privește pe noi, suntem pe un trend ascendent, zic eu. Dacă mă gândesc și la evoluțiile pe care le-au avut băieții și la rezultatele pe care le-au obținut în ultimele meciuri, avem un moral bun, trebuie să profităm de acest lucru. Încă de când am venit aici, în discuțiile pe care le-am avut cu ei, am spus de fiecare dată că fiecarei echipe îi trebuie continuitate în rezultate pozitive. Bineînțeles că ne dorim acest lucru și în meciul care urmează. Sunt convins că vom face tot ce ține de noi să obținem un rezultat bun și să știți că ne ducem încrezători. Întrebări pentru domnul Sândoi. Se pare că am și eu ceva probleme în sezonul ăsta pe teren propriu. Au trei înfrângeri toate pe teren propriu. Da, așa este. Să știți, cred că a fost și o conjunctură nefericită, exact cum spuneam puțin mai înainte. Pentru că nu se aștepta nimeni, adică toată lumea aștepta un parcurs mult mai bun al CFR-ului. Dar vedeți că în acest campionat, care e mai echilibrat, exact cum am spus, în comparație cu celelalte, aceste rezultate surpriză între ghilimele, pentru că, de exemplu, pentru mine nu sunt rezultate surprize, dar poate pentru un iubitor al fotbalului, când vede că, eu știu, CFR a pierdut acasă cu UTA, e un rezultat surpriză. Nu, vă spun sincer, pentru mine, nu. Orice rezultat e posibil în Liga 1 în momentul de față. Și indiferent ce adversar întâlnești, poți să câștigi toate cele trei puncte sau jocul este deschis oricărui rezultat. Deci nicio victorie a Iașului n-ar fi o surpriză. Cum? Zic, nicio victorie a Iașului n-ar fi o surpriză. Atâta timp cât am spus că orice rezultat este posibil, cred că sunteți de acord cu mine. Pentru că totuși, în campionatul ăsta, chiar au fost mai multe rezultate surpriză, între ghilimele, în debut de campionat decât în campionatele precedente. Dar de ce credeți că sunt atât de multe surprize comparativ poate cu sezoanele anterioare? S-a nivelat un jos? Da, nu știu, e greu să spun în ce direcție s-a nivelat sau... Dar valorile sunt sensibil egale. Uitați-vă și în clasament. Diferența de puncte este foarte mică între un loc de play-off, de exemplu, și un loc de baraj, de retrogradare. Deci nu sunt diferențe foarte mari. Ai legat două rezultate pozitive, deja poți să urci 4-5 locuri în clasament. Sau invers. Cum ați simțit băieții săptămâna aceasta după cele trei rezultate foarte bine? Nu, pe băieții am simțit foarte bine și în antrenamente, dar asta nu numai în săptămâna asta. Să știți, de când am venit... Sau poate ușor mulțumiți după... În niciun caz. În niciun caz.
În niciun caz nu trebuie să fim mulțumiți. Dacă vorbim tot timpul de continuitate, nu avem cum să fim mulțumiți. Ne dorim un rezultat pozitiv și la următorul, și la următorul. Și așa o să trăiască, se întâmplă de fiecare dată. E adevărat, nu pot să programez niște rezultate. Dar sunt încrezător, pentru că eu cred că au demonstrat că suntem o echipă disciplinată, o echipă care știe ce are de făcut în teren. E adevărat. Și noi avem punctele noastre slabe, avem punctele forte, pentru că toate echipele, ce credeți că CFR-ul nu are? Are și puncte forte și puncte slabe, totul e ca la ora jocului, inspirația, dăruirea, eu știu, modul în care interpretăm fazele să ne fie favorabil nou. Iașul nu știu niciodată în Guria, cel puțin în ultimii 20 de ani, cele două echipe au revenit așa în prima ligă. E acum un moment oportun să... Că n-a câștigat niciodată, dar... Mă refer la CFR acasă, nu? Da. Dar rezultat de egalitate s-a... Au fost... România a câștigat la aici. Eu vorbesc în campionat. Ah. În campionat, cred, da. Cu Daniel Pampa, antrenor, am câștigat în Cupa României. Pe terenul lor. Statisticile nu prea au nicio valoare. Totul e vorba de ce se întâmplă în momentul respectiv, la ora jocului. Nu contează. Deci vă spun sincer, nici pe mine nu mă interesează. Dacă echipa pe care o antrenez eu n-a câștigat niciodată sau a câștigat de fiecare dată, mai puțin contează asta. Umranii, ce se mai întâmplă? Umbranii este într-un proces de pregătire. Acum este foarte răcit astăzi. A venit la stadion ca să ne anunțe. Era răcit, cu febră, cu temperatură și nici nu l-am oprit. Iar i-am zis să meargă acasă pentru că nu se simțea în stare să se antreneze. De ce? Nu, sincer vă spun, sub cuvânt. Cum? Da, nu știu. Vremea. Nu, dar chiar era dărâmat azi de dimineață când a ajuns la stadion. Deci a venit la stadion, dar vă dați seama că nici noi nu vrem să riscăm ceva, să aibă probleme și ceilalți. Fizic, ați reușit să puneți pe picioare? Deci cred că este într-un procent acolo de 75%, să zicem. 70-75%. Vă bazați pe el o repriză la care intra într-un meci oficial? Știți care e problema? În perioada de întrerupere, deja s-au făcut demersurile ca să disputăm de fapt două jocuri amicale, două reprize a 30 de minute cu Zimbru, Chișinău. Sper să fie ok. Nu? S-a discutat. Da, sigur. Și de asta am și zis să luăm două jocuri, nu două reprize a 45 de minute, două reprize a 30 de minute la fiecare joc, în care vrem să vedem toți jucătorii pe care îi avem în lot. Ambele cu Zimbru? Cum? Ambele amicale cu Zimbru? Da. Unul după celălalt se desfășoară. În aceeași zi, unul după celălalt. Două reprize a 30 de minute, se termină primul joc, intrăm cu echipa, cealaltă echipă, iarăși două reprize a 30 de minute. Exact, da. Și când asta? Să vedem, sâmbătă sau duminică, cred că sâmbătă, săptămâna. Aici. Vedem că se poate Iașului ca 0. Atunci o să vedeți. Atunci vrem să vedem toți jucătorii. Pentru că fiind jocuri de campionat de fiecare dată, ați văzut, poate și dumneavoastră m-ați întrebat, că s-au făcut mai puține schimbări, că nu s-au făcut 5, nu e obligatoriu să faci 5. Dacă ar fi obligatoriu, le-am face, da. Pe timp câștigați, nu e obligatoriu. Da. Mă rog, probabil că dacă rezultatul era defavorabil sau era nefast pentru noi, probabil că le-am fi făcut. Poate. Nu știu exact în ce... Da. Mai sunt întrebări pentru domnul Sădoi? Da, l-aș mai întrebat eu. L-aș mai întreba în legătură defensivă. Cum vă explicați? E clar că ați muncit foarte mult de când ați venit la partea asta. O echipă cu cea mai slabă defensivă, să nu primească gol în 3 meciuri la rând, ținând cont și de adversari foarte puternici.
Da, nu pot să spun decât că mă bucur. Da, au muncit băieți, e meritul lor, să știți până la urmă. Da. Ei sunt pe teren. Să vă spun ceva. De 4 etape, cam așa. Deci, eu în momentul în care am venit aici, credeți-mă, decât m-am mai uitat încă o dată pe echipele de start sau pe schimbările care s-au făcut înainte. În rest, exact cum vă spuneam, nu o să comentez niciodată ce s-a întâmplat înaintea mea sau ce se va întâmpla după mine. Iar în rest, jucătorii n-a contat. Ați dat exemplul lui Rareș, că el n-a jucat. A intrat și a jucat. Așa am simțit noi. Așa am considerat noi. Că pentru perioada asta, sau, mă rog, pentru meciurile astea, jucătorii X sunt poate mai potriviți. Știu că ați mai fost întrebat de text și era, vă întreb și eu, era și o întrebare de-a mea. Era jucătorul cu cele mai multe goluri, dacă nu greșesc. Era Gurghete la egalitate cu Bordeanu, înainte de a veni și nu m-a spus niciun minut. Ați văzut ceva la antrenamente ce nu v-a convenit sau pur și simplu așa? Nu, nu, nu. Era în formă, marca meci de meci și trei meci ușor. Da. V-am spus că eu n-am contabilizat ce s-a întâmplat înainte. Deci noi, staff-ul, chiar nu am contabilizat ce s-a întâmplat înainte la echipă. Noi am luat-o de la momentul zero. Și de atunci așa am considerat noi, iar pe parcurs, vă spun, este un jucător cu multă calitate, am mai spus-o și data trecută. Este un jucător care poate să facă diferența și noi ne propusesem să-l introducem, să joace. Vă spun sincer, înainte de meci, așa am gândit la fiecare dintre meciurile pe care le-am avut. Dar cursul jocului ne-a dus acolo încât să preferăm alte schimbări. Asta a fost situația. N-are nimeni nimic cu text și e posibil să intre titular. Acum la CFR Cluj, nu știu, sau să intre pe parcurs, sau meciul următor să joace titular. Așa s-a întâmplat. Scuze-mă. Trecem la Rareș, da? Rareș, te ascultăm cu interes. Da, bună ziua. Ce să zic, ne așteaptă un meci foarte greu cu o echipă bună, care a luat foarte multe campionate și deși se află într-o perioadă mai nefastă pentru ei, e clar că ne așteaptă un meci greu și trebuie să mergem acolo concentrați și focusați pe ceea ce avem de făcut, ca și la meciurile trecute, să încercăm să nu primim gol și de ce nu să luăm punct sau puncte. Ăsta e obiectivul nostru. Vorbea așa încredere că Buta a reușit să câștige acolo 3-1? Da, nu știu. Avem încredere după rezultatele pe care le-am avut noi. Nu ne uităm la celelalte echipe. Noi, e important ce facem aici și încercăm să muncim cât mai bine și la antrenamente și sper eu să continuăm această serie bună de rezultate. Vă așteptați sincer la seria asta 7-9 cu ținut conștient de adversari? Da, noi ne așteptam pentru că muncim mult în fiecare zi și ne așteptam să vină o perioadă bună și pentru noi. Mă bucur că a venit acum și că am reușit să legăm 3 rezultate pozitive, dar încă n-am realizat nimic, pentru că ați văzut că clasamentul e foarte strâns, suntem acolo toate echipele, iar cu o înfrângere te duci în jos. Eu sper să continuăm pe aceeași linie și să urcăm, de ce să nu intrăm în play-off. Vă gândiți așa? Nu ne gândim, asta e clar, e departe în acest gând, dar trebuie să luăm pas cu pas, fiecare meci e important și să încercăm să urcăm cât mai mult. Acum nu ne gândim, e clar. Mai e mult până acolo. Dacă bateți, treceți peste ei. Trecem, dar deocamdată mai sunt foarte multe meciuri și chiar nu ne gândim la acest lucru. Noi chiar luăm meci cu meci și sper eu să ajungem și acolo, dar deocamdată suntem cu picioarele pe pământ și încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci. Tu, personalul, ai venit în 11 și poate te apropii sau
poate ești deja la același nivel pe care l-ai arătat la un moment dat sezonul trecut? Da, mă bucur că am revenit și mă bucur că pot să-mi ajut echipa. O să dau tot ce e mai bun din mine și sper eu să o țin tot așa, să-mi crez nivelul de la meci la meci, pentru că încă consider că nu sunt chiar la cel mai bun nivel al meu și sper eu să revin la acel nivel.